Hei, salutare prieteni! Avem toate informațiile despre viitorul FIFA Mobile, dar și un program nou. Rămâneți aici! Așadar, două vești foarte importante despre care trebuie să vorbim în acest filmuleț, și anume viitorul FIFA Mobile și programul actual din FIFA Mobile, un nou program. Dar mai întâi începem cu viitorul FIFA Mobile și este oficial, FIFA Mobile se va reseta în noiembrie, la începutul lunii noiembrie. Dacă vă uitați la toate planurile, mai sunt 6 săptămâni și ceva până expiră, așadar la începutul lunii noiembrie totul se va reseta. Și ce înseamnă un reset pentru cei dintre voi care nu știți? Un reset înseamnă că vom rămâne fără toți jucătorii din echipă, așadar fără echipă, vom rămâne fără bănuți, vom rămâne fără toate achievement-urile, toți tokenii, tot progresul din FIFA Mobile practic va fi șters. Vom rămâne doar cu punctele FIFA, așadar dacă aveți puncte FIFA, țineți de ele, nu le cheltuiți până apare sezonul nou din FIFA Mobile, și vom rămâne cu liga în care suntem și locul ei în clasamentul general. E posibil să rămâneți și cu câțiva jucători, dar despre acest plan o să vorbim în curând. Și sincer, mă așteptam să se reseteze jocul, dar nu mă așteptam să se reseteze așa de vreme, credeam că se va întâmpla prin ianuarie. Dar iată-ne puși în fața faptului împlinit, FIFA Mobile se va reseta și știu, este foarte frustrant și eu am muncit un an de zile să am această echipă și acum să o văd că dispare este foarte, foarte trist și pentru mine. Dar gândiți-vă așa, și în anii trecuți FIFA se reseta. De exemplu pe consolă, în fiecare an apare un nou FIFA, trebuie să-ți cumperi acel nou FIFA și trebuie să o iei de la zero. Dar dacă jucai FIFA 16, în toamnă apărea 17 și o luai de la zero, nu-ți puteai transfera absolut nimic. La fel a fost și pe mobil, dacă jucai FIFA 14, trebuia să joci apoi FIFA 15 și o luai de la 0. Dacă jucai FIFA 15, apoi jucai 16 și o luai de la 0. Știu că la 16 a fost puțin diferit, nu toată lumea putea să joace 16 și mulți dintre voi ați continuat 15. Dar cam asta este ideea, știu că este frustrant, știu că este foarte, foarte nașpa, dar asta este realitatea. Partea bună este că, dacă am jucat mult FIFA Mobile până acum, vom primi niște chestii și în noul FIFA și nu o vom lua de la zero. Vom primi niște pack-uri speciale care vor conține diferite premii, puncte FIFA sau jucători. Așadar, dacă ați jucat FIFA Mobile până acum, veți începe noul sezon după reset, puțin mai sus ca cineva care s-ar apuca fix atunci. Și încă ceva foarte, foarte important, aceste premii pe care le vom primi când va începe noul sezon sunt bazate pe overall-ul echipei. Așadar, cu cât aveți o echipă cu overall-ul mai mare, cu atât veți primi mai multe premii. Și nu mă refer la overall-ul primului 11, mă refer la overall-ul echipei, adică toți 27 de jucători. Vedeți, când intrați acolo la echipă, în dreapta jos, apăsați pe ăla să vă arate toți jucătorii și nu doar cei 11 cu care jucați. Așadar, trebuie să aveți overall-ul mare la toată echipa și nu doar la cei 11 jucători. Și în funcție de asta, v-am spus, o să primiți diferite pack-uri care vor conține diferite premii în sezonul viitor. Dar avem și niște planuri pe care putem să le facem acum și niște pack-uri pe care putem să le cumpărăm. Și dacă vedeți această siglă pe ele, pe planuri, pe pack-uri, veți primi niște token care vor putea fi folosiți în noul sezon. Așadar, nu o vom lua chiar de la zero dacă am făcut ceva în FIFA Mobile până acum. Acestea fiind spuse, haideți să intrăm direct în joc să vedem despre ce este vorba în noul program și cum arată noua hartă din joc. Ca și până acum, FIFA arată aici la fel, cu toate că deodată ecranul se face cam așa. Arată destul de bine ecranul după părerea mea, dar partea cu arătatul bine se cam termină aici după părerea mea, pentru că harta asta nu-mi place de nicio culoare, arată destul de rău după părerea mea, sau nu prea-mi plac mie schimbările. Așadar, haideți să vedem ce evenimente noi sunt pe aici, pentru că sunt foarte, foarte multe evenimente noi și începem cu ăsta. Avem aici o corabie de pirați, trebuie să facem acest eveniment pentru a obține o bucată de hartă sau un dublon. Ce e un dublon? Stați două secunde. Dublon bănuț de aur spaniol. Ok. Deci, așadar, trebuie să faceți acest eveniment pentru a obține o bucată de hartă sau un bonus care probabil va costa ceva bani. Dar, trecând mai departe, sunt trei planuri aici foarte, foarte importante, și anume aceste planuri de apărare, atac și mijlocaș. Acestea sunt planurile pe care trebuie să le faceți, depinde ce jucător vreți să faceți. Și vom merge în curând la jucători, dar dacă vreți un mijlocaș, trebuie să faceți planul pentru mijlocaș, pentru a obține kitul acelui jucător, adică tokenul cu tricoul lui. Foarte, foarte important acel token pentru a face un anumit jucător. Și în afară de acestea, mai sunt câteva evenimente pe aici care se vor debloca peste câteva săptămâni. Ok, neinteresant.
Hai că chiar nu vreau să mă mai uit la această hartă, pentru că mi se face rău. Haideți să intrăm mai bine la planuri să vă explic care e treaba acolo. Și au pus aici sus o secțiune presezon. Apropo, acum suntem în presezon. După reset va fi sezonul 2 din FIFA Mobile, gen anul al doilea este sezonul 2. Și uitați-vă aici câți jucători sunt. Foarte, foarte mulți jucători, toți de 100 și toți cu overall plus 1. Așadar, jucători, ca să vă faceți echipa cât mai bună pentru a primi un premiu cât mai mare când treceți în noul sezon. Cam asta este ideea acestui program. Și din fericire sunt câțiva jucători de 100 care se pot face fără bani și destul de rapid. Haideți să începem de sus să vedem toate planurile, să vă explic. Așadar, în acest plan trebuie să puneți acești token pe care o să-i obțineți la evenimentele live și puteți primi 3 XP și aveți șansa, repet, șansa la un token, acela cu tricouri de care v-am spus, pentru diferiți jucători. Trecem la următorul plan, unde puteți pune 3 tokeni cu echipamente diferite pe care i-ați primit pentru a obține un token tricou universal care poate fi folosit la oricare dintre jucători. Așadar, dacă aveți 3 token de la un jucător pe care nu vreți să-l faceți, îi băgați aici și obțineți un token pentru jucătorul pe care chiar vreți să-l faceți. Continuăm mai departe. Acesta este planul în care puneți jucători gold și, după cum puteți vedea, am vreo câțiva jucători gold, așadar 250 de jucători gold pentru a obține din nou XP. Din nou, XP-ul este foarte important pentru a face acei jucători, dar o să ajungem la ei în curând. Aici, jucători între 80 și 85, din nou pentru a obține XP, aici jucători până în 89, aici între 90 și 94, aici între 95 și 98, aici trofee Elite, nu mulțumesc, nu am, aici token Victory obținuți în versus attack și sunt curios ce vom primi, haideți să facem acest plan, să vedem. Tokenii aceștia XP sunt de 3 feluri și ei sunt de atac, apărare sau mijlocaș. Sunt curios ce fel de token primim aici și se pare că primim token din fiecare categorie. Iată, avem și token de atac și de mijlocaș și de apărare. Ok, deci asta este ideea. Aici primiți token de toate felurile pentru toți jucătorii de care aveți nevoie. Așadar, se pare că cea mai bună idee e să faci câte unul din fiecare compartiment. Oricum, trecem mai departe, aici pui 50 de token pentru a obține din nou XP, acești token se obțin doar dacă ești FIFA Champion și câștigi în versus attack și un plan aici cam controversat el, dar acesta este pui un jucător de 99 și primești acest token foarte, foarte important, Rank Up este un token foarte important, o să vedeți în curând de ce când o să mergem la planurile cu jucători, dar părerea mea este că deocamdată să nu băgați jucătorul de 99 aici. Mai întâi să vă duceți la jucătorul pe care vreți să-l faceți, să strângeți toți tokenii pentru el, iar apoi să puneți acest jucător, pentru că dacă nu reușiți să faceți acel jucător, rămâneți și fără ăla și fără ăsta și nu e bine să vă prindă sfârșitul presezonului cu o echipă slabă, pentru că v-am spus, o să primiți mai puține pack-uri sezonul viitor, când începe. Pe rândul numărul 2, Treasure Hunt, aici este comoara pe care v-am arătat-o la acel eveniment cu vaporul. Trebuie să strângeți toți acești tokeni, să-i băgați aici, știți voi, a mai fost așa ceva parcă la St. Patrick's Day și la anul nou chinezesc cu Lukaku atunci, când erau la fel niște puzzle-uri și trebuia să le completezi, dar aici primești un cufăr și o comoară Now and Later, foarte, foarte important, Now and Later, când vedeți, este tokenul sau pack-ul pentru sezonul viitor. Eu sincer nu m-aș baza pe acest plan, cred că nu o să-l fac, haideți să vedem mai departe. Foarte, foarte importanți acești jucători. Now and Later Players sunt foarte importanți pentru că dacă faceți jucătorii de aici, veți primi o variantă de-a lor sezonul viitor. Sunt singurii jucători care vor trece din acest sezon în sezonul viitor, așadar după reset. Evident că nu vor trece cu 100, cum arată aici azardul ăsta cu plus 3 overall, Doamne ferește, nu va trece așa, va fi cu siguranță elite, dar e bine să ai la început un jucător elite când toată lumea va avea de bronz sau de argint, așadar trebuie să-l pui aici pe azardul făcut de tine, indiferent de poziție, plus 100 XP pentru atac, pentru a face această minunăție de carte. Următorul este Oblak, aici trebuie să-l ai pe Oblak de 100, la fel cu David Luiz, la fel cu Kaká și ultimul, dar nu cel din urmă, este băiatul acesta, Neymar de la Top Transfer, cine l-a făcut îl pune acolo, pune și tokenii. Și în sezonul viitor va obține o variantă de-a lui Elite, nu această variantă. Dar vedeți pe ecran, se va debloca peste ceva timp, încă nu este deblocat, vedeți data acolo. Trecem mai departe la următorii jucători și acești jucători pot fi făcuți gratis
chiar acum. Din păcate, acești jucători nu vor fi transferați sezonul viitor. V-am spus, acei de mai sus erau singurii, dar dacă faceți acești jucători, veți primi din nou niște pack-uri pentru sezonul viitor. Așadar, 20 de token aveți nevoie aici. Acești token se obțin la fiecare victorie într-un turneu cu liga voastră. Așadar, cu cât aveți o ligă care câștigă mai multe, cu atât o să-l faceți pe James mai repede. 6 săptămâni și 4 zile, destul timp să faceți 20 de victorii, una la 3 zile și tot îl faceți. Următorul jucător care se poate face destul de ușor și gratis este băiatul acesta. Ai nevoie de 1500 de astfel de tokeni. Tokenii aceștia se obțin la evenimentele live, așadar este destul de făcubil. Și ultimul băiat este Higuain. 500 de victorii în versus attack, nu contează divizia, trebuie doar să faci 500 de victorii. Țineți minte, cu cât faceți mai mulți jucători de aceștia de 100 și îi băgați în echipă, cu atât vă crește overall-ul și, după cum v-am spus la început, cu atât o să primiți mai multe chestii pentru sezonul viitor când se va face resetul. Trecem la următorul jucător și următorul jucător este Pogba, o carte care arată foarte, foarte bine. Și începând de la acest jucător, vedeți, aveți nevoie de tricoul lui, acele kituri despre care vă vorbeam până acum. Ca la final să aveți nevoie de acel token pe care vi-l dădea la James de 99 dacă îl băgați la exchange. Așadar, acel token Rank Up aici este folosit la Pogba și la toți jucătorii de sub Pogba. Sunt foarte, foarte mulți jucători pe care o să vi arăt în continuare și fiecare necesită un astfel de token. Așadar, părerea mea este să vă alegeți jucătorul pe care vreți să-l faceți, să faceți toți tokenii pentru el până atunci, după care să-l faceți pe acesta, Rank Up. Așa, am uitat să vă zic, trebuie să intrați neapărat în store dacă nu ați făcut-o încă și să deschideți pack-ul gratis pe care îl aveți acolo, pentru că în acest pack gratis este varianta de bază a lui Pogba. Sincer, nu știu dacă acești jucători de bază se găsesc pe market sau acei token cu tricouri, încă nu am găsit niciunul. Haideți înapoi la planuri să continuăm cu jucătorii care mai sunt. Următorul jucător, Aurier, fundaș dreapta, arată foarte, foarte bine și tot așa continuăm cu Mascherano, De Rossi, toți de 100, Torres, foarte, foarte bun, Evra, toți de 100, toți cu overall plus 1 și toți destul de greu de făcut, pentru că aveți nevoie de acel token foarte, foarte important, Rank Up. Dacă aveți acel token, puteți face. Deocamdată am văzut că doar la exchange acolo poate fi obținut acest token. Sunt sigur că și din pack-uri, încă nu știu alt loc în care puteți obține acest token, dar acești jucători nu sunt încă deblocați, după cum puteți vedea la Shaqiri. Se vor debloca pe parcurs în fiecare săptămână încă 5 jucători și tot așa. Țineți minte că mai sunt 6 săptămâni și ceva până se termină totul și aici sunt toți 27 de jucători. Foarte interesant, acești ultimi jucători necesită mai puține upgrade-uri, doar o dată sau unii niciodată îi faci direct de 100. Dar cam ăștia sunt. Ăsta este ultimul program din presezon și, ca să fiu sincer, este un program în care trebuie să faci cât mai mulți jucători, trebuie să-ți cheltuiești toți banii, că oricum nu mai ai ce face cu ei, pentru a face o echipă cât mai bună la finalul jocului. A, și încă ceva, echipa cu care te prinde la finalul jocului va fi transferată în următorul joc, sunt sigur că vei putea să te uiți la ea și ar fi tare să fie niște evenimente live în care să folosești echipa din jocul trecut, gen numai acolo să poată fi folosită acea echipă Legacy, pentru că așa se va chema. Ar fi foarte multe lucruri interesante care ar putea să le facă și cu echipa veche. Și dacă v-a plăcut filmulețul sau v-a fost de ajutor, nu uitați să-i dați un like. Până data viitoare, ne auzim, prieteni, numai bine, pa, pa!